Două autoutilitare s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi nu s-a asigurat când a ieșit dintr-o parcare și a fost lovit în plin de o altă autoutilitară care circula regulamentar. În urma impactului, două persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut în apropierea localității Băița din județul Cluj. Șoferul unei autoutilitare a pătruns pe drumul național fără să se asigure și fără să îi acorde prioritate unei alte autoutilitare care circula regulamentar. Cel de-al doilea șofer nu a mai putut evita impactul și a intrat în plin în acesta. În urma impactului, cele două autoutilitare au fost proiectate pe contrasens, unde s-a oprit la doar câțiva centimetri de gardul unei gospodării. Șoferul vinovat și o pasageră din același autoturism au fost răniți în urma accidentului și au ajuns la spitalul din Gherla. Un accident rutier produs pe DN1C la ieșire din localitatea Gherla. Au fost implicate două autoutilitare. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială pentru descarcerare. Nu au fost necesare manevre privind descarcerarea. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul.